Salutare, oameni buni! Eu, dacă îmi dați voi, că acolo am mii de mesaje, n-am timp să răspund la toate, am încercat la câteva, dar am făcut video-ul acela când săpam la Cornești și am văzut că am bulversat societatea, ca să spunem așa, și am observat un fenomen. Uitați-vă, eu înțeleg fiecare om când privește ceva, el răspunde din propria lui experiență. Adică dacă a avut o experiență rea cu soțul, cele care au avut o experiență rea cu soțul, doamnele, mi-au scris că soțul e așa, așa mai departe, da? Dar am observat și ceva foarte frumos. Chiar sincer m-a bucurat. Am văzut doamnele de la 30 ceva cam, eu pot să greșesc, nu poate fi, nu se vedeau acolo, nu, hai să spunem 40 în sus, da? Răspundeau pozitiv la mesajul meu, da? Dar mai tinerele cam observat cam așa cu negativism. Eu înțeleg că problema căsătoriei, că problema căsniciei este o problemă foarte, foarte serioasă. Și eu înțeleg de ce. Vreau să vă spun că prima instituție creată pe pământ a fost creată de Dumnezeu. Și asta se numește familia. Dumnezeu a fost cel care a creat familia. Da? El a spus și bărbatul se va dezlipi de părinții lui, da? Și soția se va dezlipi de familia ei. Și se vor albi și vor deveni un singur trup, vor deveni o singură familie, care deja vor concepe, deja ei mai departe, prin reproducere, o familie, copii și așa mai departe. Acolo am observat că nu s-a luat, nu știu cum să spun, n-au fost atenți oamenii. Eu am vorbit în primul rând de importanța unei familii întregi. A familie implică tata, mama, copii. Eu n-am vorbit de cazurile excepții. Clar că sunt cazuri excepții în care, Doamne ferește, moare un soț sau soția. Nu, se întâmplă problemele astea, da? Când mi-au spus, da, soțul duce la război și el este împușcat, cum? Păi, în cazuri extreme, ascultați-mă atent. Nu vorbim de cazuri extreme. Eu acolo am vorbit despre valorile Bibliei. Eu am vorbit despre faptul că căsătoria trebuie luată în serios. Și căsătoria nu se ia azi în serios. Ascultați-mă ce vă spun eu. Astăzi nu se ia în serios. Cea mai disprețuită instituție acum, astăzi, este anume familia. Pentru că dacă distrugi familia, distrugi omenirea. Și poți să vâri ideologie în mintea oamenilor cât vrei tu. Dacă copilul acela n-are părinți, statul poate să creeze din trânși robi și zombi. Da, vă spun eu, orice ideologie care o aduce. Pentru că copilul, așa Dumnezeu a creat, copilul trebuie crescut în familie. Că nimeni nu să-și iubească copilul mai mult decât părinți. Și copilul are în primul rând nevoie de dragoste și de atenție. N-ați înțeles acolo mesajul meu. Foarte mult ați scris acolo că eu ca și cum țineam cu bărbați și mai departe. Eu doar am spus în video. Bărbatul. Oh, dar ce femeie să asculte de bărbat? Păi nu spun eu asta, om bun. Citește Biblia. Biblia spune foarte clar în Efeseni. Citiți. Că nu citiți. Dar vă considerați așa de mari creștini, cum a, nu știu, nici îngerii n-au așa de mari. Dar citiți întâi. Eu am vorbit din Biblie. Eu am vorbit acolo foarte clar. Domnul Iisus Hristos spune, bărbatul să-și iubească soția cum Hristos a iubit biserica. Păi spuneți-mi, vă rog frumos, care femeie n-ar vrea să fie iubită de soțul ei cum Hristos a iubit biserica? Voi ați citit cum Hristos a iubit biserica? Cum El a vindecat, a hrănit, a învățat, a mângâiat, a călăuzit, a protejat. Așa se iubește o femeie. Și care femeie înțeleaptă nu va merge după așa un bărbat? Nu? Care?
Păi spuneți-mi, vă rog frumos, dacă eu vorbesc lucruri prostești, nu e așa că băiatul se duce și propune la fată, da? Eu vorbesc din normalitate, eu nu vorbesc de anomalii care acum se întâmplă. Eu vorbesc normal. Bărbatul se duce la o fată și propune întâlniri, da? Așa e normal. Fata îi răspunde cu da. Păi, la ce o invită băiatul? La ce o invită bărbatul? Dacă eu vorbesc bărbat serios, că nu vorbesc să căsătorească. Haideți să formăm o familie. Eu nu vorbesc de dictatorship. Acolo am înțeles că autoritate, autoritar. Lăsați-mă cu autoritar. Un bărbat înțelept nu să-și impună voința până n-a să atingă inima femeii. Ca femeie să vrei să meargă cu el. Și eu nu țin deloc cu bărbați. Tocmai din cauza asta am vorbit. Că bărbații astăzi, în majoritatea cazurilor, fiindcă n-au fost disciplinați, n-au fost și n-au avut autoritate în viața lor, ei nu-și asumă responsabilități. Azi băieții tineri nu vor să-și asumi responsabilități. De ce? Spuneți-mi, vă rog, de ce? De ce? Pe cine să dăm vina? Pe TikTok? Tocmai din cauza asta că nu vor să asume responsabilități. Ei, ce știți ce fac? O, ce frumoasă! Se duc și îi propun întâlnirile fata aceea, îi promit cerul și după aia o luați cu un copil doi acolo. Iată despre ce vorbesc eu. Că nu-și asumă responsabilitatea. Anume, bărbatul e problema. De ce? Și văd acum bărbații ăștia care stau pe rețele socializare. Fetele de azi nu mai sunt așa cum au fost. Bă, dar nici voi nu sunteți așa cum au fost. Nici voi nu ați mâncat pâinea care am mâncat-o eu sau generația mea. Așa că lăsați poveștile. Și astăzi sunt tineri normali, serioși, disciplinați, tineri băieți serioși și băieți serioase care vor să întemeieze o familie. Lăsați-mă voi cu generații, fiecare generație să strică. Și depărtarea de Dumnezeu are consecințe drastice și noi vedem acum. Dar nu lăsați, nu spuneți unii că astăzi nu mai sunt tineri. Sunt. Pur și simplu, trebuie să-și asume responsabilitățile. Și eu la asta am chemat. Luați în serios familia. Dacă vă căsătoriți, fiți buni și aveți grijă. Și fiți bărbați. Cel mai tare m-a șocat faptul că foarte multe femei, care în general nu știu părerea mea despre femei, nu știu, poate n-au știut poeziile mele, poate n-au auzut părerea mea, oameni buni, voi ce cu voi? Eu am vorbit normal, ca bărbatul să-și iubească soția. Nu așa spune cuvântul Dumnezeu, dar eu n-am alt ghid în viață. Dacă îmi dați altă busolă după care să mă conduc, dați-mi altă busolă pe pământ. După ce să mă conduc eu azi? Dați-mi altceva. E ca, spuneți-mi, vă rog, care principii? Unii să mă uit? La diștea care scriu cărți, dezvoltare personală, copy-paste din proverbii și au o viață de rușini? Nu. Cum își va ținea tânărul cărarea curată, îndreptându-se după cuvântul Domnului? Eu mă uit în Biblie și mă uit acolo foarte clar și scrie: Dumnezeu binecuvântează ascultarea. Păi dacă eu voi asculta de cuvântul Lui și voi iubi soția mea, eu voi fi binecuvântat. Despre asta am vorbit. Dar oameni buni, așa cum voi spuneți de băieți că sunt nesimțiți, spuneți-mi, vă rog frumos, dar ce facem cu fetele cele semi-goale pe TikTok și pe unii vrei? Care văd bărbatul doar ca un portmoneu. E fix așa cum și bărbații văd fata doar aspectul fizic. Eu am vorbit să atragem atenție la conceptul de familie, la instituția familia, ca să fie tată, mama acasă și ca copiii să nu-și omoare părinți. Iată la ce am vorbit eu. Am vorbit ceva greșit? Am văzut acolo că au trecut de 500.000 de vizualizări. Înseamnă că întrebarea asta e serioasă. Și eu știu că e foarte serioasă. Pentru că două, pe pământ, sunt două relații foarte importante. Este relația din familie și este relația cu Dumnezeu. Este două lucruri foarte fundamentale în viața unui om. Dacă greșești, una dintre ele suferă a doua. De aceea,
Oameni buni, noi suntem făuritorii destinului nostru. Viața e bumerang. Noi culegem ce secerăm. Noi secerăm ce culegem, scuzați. Și noi în fiecare zi, noi astăzi culegem ce ieri am semănat. Ieri am semănat, astăzi culegem. Și așa merge toată viața noastră. Păi dacă tu ai semănat înțelepciune și ai luat în serios căsătoria, nu așa cum alții, s-au văzut două zile și gata, ei vor... Este foarte, e foarte mult de vorbit, e o problemă foarte complexă, nu poți în 10 minute să o discuți. Dar, în primul și în primul rând, când tu vorbești de familie, de căsătorie, de căsnicie, este foarte important ca să înțelegi că sunt niște principii. Dumnezeu, când Dumnezeu a creat familia, da? Uitați-vă, Dumnezeu întâi a creat apa și apoi a creat peștele, nu? Dumnezeu nu a creat peștele și apoi a creat apa. Ca să moară peștele pe uscat. Dumnezeu, înainte ca să construiască corpul nostru, stomacul, a făcut întâi mâncarea. Nu? Ca omul, după ce a fost creat, să nu moară de foame. Păi Dumnezeu când creează ceva, El întâi creează contextul. Și Dumnezeu crea contextul, cum o familie să reziste. Și ia uitați-vă acolo ce scrie. Pentru a rezista o familie, bărbatul trebuie să fie cap, să-și asume toate loviturile. El este responsabil. Fiindcă el atunci când se duce și propune la o fată căsătorie, el propune, el se duce, el este inițiatorul, el se duce și inițiază o familie. Păi tu dacă inițiezi o familie, tu ești în primul rând responsabil. Tu. Și apoi femeia. Și Dumnezeu îl face responsabil în primul rând pe bărbat. Când o familie se distruge, în primul rând, bărbatul e problemă, bărbatul e divină, nu femeia. În primul rând bărbatul. Pentru că dacă el s-a dus la o fată și o propus și s-a căsătorit cu ea și după câțiva ani sau câteva luni acolo el spune că nu-i serioasă fata asta. Păi dar tu n-ai văzut greșeala ta. Tu n-ai verificat. Așa cum cumpărăm noi mașinile de pe din nou. Nu mai verificăm. Majoritatea cazurilor. Și pe urmă te duci și stai în service două luni de zile. E o analogie așa, nu chiar atât de potrivită, dar în sensul în care noi nu ne uităm. Cum este fata asta în familia ei? Cum se poartă ea cu colegii de la facultate, de la universitate? Cum se poartă colegii de lucru? Noi nu ne uităm la lucrurile astea. Noi am văzut acolo un aspect fizic, gata, asta-i... Stai o clipă. Păi uite cum se comportă ea cu alții, într-o zi se va comporta cu tine. Și întrebarea mea este, îți asumi? Sau nu? La fel și fetele. Păi voi la ce vă uitați la un băiat? Are mașină? Are portmoneu plin, mâini poți fi gol portmoneu și mașina într-un stâlp. Și casa vândută și încărdit. Ai să mai trăiești cu dânsul. E că aici spune întrebarea. Despre asta eu vorbesc. Importanța la căsniciei. Oameni buni, să ne atârnăm serios de căsătorii. Asta am vorbit. Fiindcă este foarte, foarte important. O familie puternică este o societate puternică. Dar dacă familia noastră o să fie distrusă, ce societate construim noi? Asta ar trebui să ne alarmeze pe noi. Despre asta eu am vorbit. Și acum am să vă povestesc un caz. O venit o domnișoară, da? Cumpărat o carte de la mine. Și acolo mi-a spus că am început noi să discutăm și ea îmi spune, da, dumneavoastră vorbiți frumos, dragul, dar în viața reală nu e așa. Dar de ce? Și am spune că eu am fost ca căsătorit și acum suntem divorțați, nu vreau să-l văd. Zic, stai o clipă, dar de ce? Și odată ce îmi spune fata asta? Ei s-au întâlnit amândoi la universitate, s-au îndrăgostit. S-au îndrăgostit și mai departe. Și eu întreb pe ea, dar în ce te-ai îndrăgostit tu? Și ea spune, bă, el era frumos îmbrăcat, vorbea frumos, avea bani. Și zic, dar banii cui erau? A lui sau a părinților? Că el doar nu lucra, el era student. Era a părinților. Păi vezi? Și au spus că dar după ce m-am iertat, nu-mi dă de deloc bani, nu vreau să lucrez. Păi vedeți? Dar spuneți-mi, vă rog, oare nu ne-a înzestrat Dumnezeu pe noi cu înțelepciune? Eu înțeleg că nu, omul se schimbă în rău. Mai ușor decât în bine. Dar oricum te uiți la pașii lui și vezi cărarea pe care el o să meargă.
Nu se văd oamenii, îl iei o zi la loc și tu îl vezi deja. Ui, omul ăsta și cu dânsul. Sau discuți cu dânsul și înțelegi și în spatele lui. Eu despre asta vorbesc. Să ne atârnăm serios. Tăi că ieși să căsătoriesc, știi, nu s-o prâni ceva, știi, hop, s-o dus. Dar nu e așa. Dragostea nu implică doar emoții și romantism. Nu implică doar asta. Dragostea e cu totul altceva. Dragostea implică, în primul rând, sacrificiu. Oameni buni. Dar nu există pe pământ ceva care să nu implice sacrificiu durabil. Nu trebuie să... Tu trebuie să alegi. Trebuie să alegi, pur și simplu. Și de-aia eu spun. Ascultați atent mesajul meu. Eu am punctat foarte bine acolo despre faptul că bărbatul trebuie să-și iubească soția. Trebuie să-și iubească soția. Și când nu iubești o soție, nu-i dai cu cea unul în cap. Nu? Nu alegi prin pe jurul căs cu horlețul după dânsă, cum vedem noi prin... Nu? Păi, hai să fim oameni serioși. Eu știu că o femeie nu pleacă atât de ușor dintr-o familie. Eu vă spun, ca o femeie să plece, ca o femeie să divorțeze, cu trebuie să fie motiv foarte serios. Și aici să fie vieță, în primul rând, bărbați. În primul rând. Dacă te-ai dus la o fată și ai propus căsătorie și ai promis acolo fă-ți frumos, vine, fii bun, om bun. Fii om bun și țineți cuvântul. Ce fel de oameni suntem noi dacă noi nu avem cuvânt? Ce fel de oameni suntem noi? Fiat lux.